Joi 10 noiembrie, la Monumentul Armatei Franceze, situat în Parcul Alei, a avut loc un eveniment menit să marcheze ziua istorică a municipiului Giurgiu și sărbătorirea centenarului Crucii de Război cu Palmete din 18 noiembrie. Evenimentul, la care a fost prezentă și o delegație a Ambasadei Republicii Franceze la București, a debutat cu intonarea imnului Franței, urmat de cel al României. Apoi a avut loc un ceremonial religios susținut de un sobor de preoți. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 aliluia. De la evenimentul de joi, 10 octombrie, nu avea cum să lipsească unul din cei mai cunoscuți istorici și muzeografi giurgiuveni, Emil Păunescu. Acesta le-a vorbit celor prezenți despre ziua pe care Consiliul Local Giurgiu a votat-o ca fiind ziua istorică a municipiului Giurgiu, dar și despre faptul că orașul nostru este singurul din România care a fost eliberat prin luptă de armata franceză a Dunării. Suntem în ziua pe care Consiliul Local a votat-o în anul 2014, ca fiind ziua istorică a orașului nostru, fiind singurul din România care a fost eliberat prin luptă de armata franceză a Dunării. În noaptea de 19 noiembrie 1918, unitatea militară care a primit onoarea deschiderii ostilităților este înscrisă pe monument, Regimentul 210 Infanterie. E unul din cele mai vechi regimente ale Republicii Franceze, creat în focul Revoluției la 1792, participant la bătălia de la Valmy. Emil Păunescu a pus în lumina reflectoarelor și un eveniment din anul 1992. În 1992, la bicentenarul acelei revoluții, a venit o delegație a regimentului și a depus coroană de flori, cum acum, în fiecare an, giurgiuvenii și reprezentanții francezilor din România o vor face și suntem mândri pentru acest monument înșghebat de soldații francezi. Deci este ridicat chiar de soldați în amintirea momentului 10 noiembrie 1918. Să depune coroana de flori din partea primăriei municipiului Giurgiu, se pregătește Consiliul Județean. Se depune coroana de flori din partea Consiliului Județean Giurgiu, se pregătește instituția prefectului. Istoricul a vorbit și despre cele petrecute după data de 10 noiembrie. Pe la 11 noiembrie, ostilitățile au încetat, s-a semnat armistițiul de la Compiègne și, în continuare, armata franceză a participat la consolidarea situației de după război, care a însemnat realizarea unirii tuturor românilor, unirea cea mare de la Alba Iulia.
Noi sărbătorim astăzi și 100 de ani de când francezii impresionați de ceea ce au găsit la Giurgiu, un oraș distrus de armatele inamice, au înaintat rapoarte în urma căruia guvernul lor a acordat orașului Giurgiu Croix de Guerre, crucea de război cu palmete, a cărei amprentă o vedeți pe blocul de piatră din vârful acestui monument. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare și a plutoanelor pe alea principală a parcului Alei.